Reprezentanții ministerului nu au ieșit în fața protestatarilor. Membrii Hyde Park au criticat faptul că armata nu este în stare să elibereze Moldova de forțele ruse staționate în Transnistria și a cerut ca tinerii să nu mai fie incorporați în mod obligatoriu. Vrem de ziua armatei inutile naționale a Republicii Moldova să manifestăm protestul nostru împotriva existenței acestei armate, care nu ne folosește la nimic și ne costă o grămadă, și să cerem anularea cel puțin a obligativității armatei. Trecătorii au însă păreri diferite despre asta. Toți ar trebui să facă armată. Și dacă s-au schimbat timpurile, măi, așa nu... Mai pe scurt trebuie să fie obligatoriu. Ar trebui să omul singur să decide. Cam obligatoriu trebuie să. Cum am făcut noi, așa trebuie să fac toți. Este necesitate ca armata să fie obligatorie. Armata este o școală a bărbăției. Protestul a durat 2 ore și a fost ignorat de responsabil din Ministerul Apărării.